În urmă câteva zile, pe raza municipiului Călăraș, s-a confirmat un nou focar de pestă porcină africană în exploatația comercială de suine aparținând SECE Albatros SRL. Peste 6.000 de suine au fost eutanasiate în urma confirmării virusului. Inițial s-a obținut aprobare pentru îngroparea cadavrelor sub podul care traversează canalul siderurgic. Au fost săpate gropile, folia a fost așezată, apoi acțiunea a fost sistată când autoritățile călărășene au realizat că se află pe teritoriul unei arii protejate. A urmat o ședință a Comitetului Local pentru Combaterea Bolilor, în cadrul căreia s-a luat decizia îngropării porcilor cu pestă porcină în fostul poligon aflat acum în administrarea Consiliului Județean Călăraș. Camioanele încărcate cu leșuri, însoțite de echipaje ale poliției locale, s-au deplasat pe ruta DN3, varianta Nord-Poligon. Deși în urmă cu câteva zile prima măsură stabilită în cadrul ședinței Unității Locale de Sprijin Călăraș a fost interzicerea circulației animalelor pe raza municipiului Călăraș, camioanele încărcate cu cadavre au tranzitat municipiul timp de mai multe zile. A doua măsură luată a fost interzicerea pășunatului, însă în mai multe locații puteau fi văzute oi și vaci la păscut. Pentru a afla un punct de vedere oficial cu privire la această situație, am încercat de mai multe ori să-l contactăm pe Viorel Bucur, directorul DSVSA Călăraș, însă acesta nu a răspuns la telefon. Prefectul județului Călăraș, George Iacob, a avut amabilitatea să ne ofere câteva detalii, asigurându-ne că transportul se face în condiții de siguranță. Avem un plan pe care îl avem stabilit, mașinile sunt în regulă, chiar nu ne permitem noi să facem lucrul ăsta. Intenția nu este să răspândim virusul. DSVSA-ul m-a asigurat că se transportă în condiții de siguranță, securitate. Eu unul îl privesc ca un transport special. Am înțeles că prima dată au primit avize pentru îngroparea porcilor în zonă, apoi s-a luat această decizie de a fi transportați la poligon. Este adevărat. Într-o primă intenție la cald am zis hai să. Ulterior am aflat pentru că se întâmplă următorul lucru. Ai nevoie de ridicările topo. Și eram în proarie protejat. Am înțeles. Și atunci să nu dăm naștere unor altor discuții, altor situații, am căutat situații alternative. Chiar acolo eram la o oarecare limită, să spunem așa, și am zis, hai să căutăm cea mai bună și cea mai safe soluție. Uh-huh. Și atunci a fost identificată această soluție, ultima, în care am obținut acordurile și atunci hai să o facem acolo în condiții de siguranță firește. Repet, Nu ne dorim noi autorități, hai să împrăștim virusul dintr-o parte într-alta. Am înțeles. Voiam să vă întreb, când ați spus arie protejată, vă refereați la Natura 2000? Da. Acolo este zona